Ziua, domnilor și domnilor, iată vinerea în sfârșit după o serie de pauze, că nu pot să-i spun altfel. Bună ziua, da. Bună ziua. S-au întâmplat câteva vineri în care n-am putut să facem, a fost și ziua ta la mulți ani, dar nu ăsta e unul din motive. Mersi. Da. A fost și venirea pe lume de asta deja. Am discutat de mult. Ceva vreme. Am fost la sfârșitul Ramadamului. Am fost și acolo, am fost împreună? Da. Da, am fost împreună, așa este. Dan Vasile, acum două săptămâni. Colaborator permanent și coproducător și coprezentator a emisiunii retrospectiva săptămânii, deja facem o burtă de aia mare. Știi că s-a bătut din nou recordul în ștrandul municipal din Roman? Nu știam, bănuiam că sâmbătă-duminică o să fie un nou record. Nu am apucat să ajung la conferința de presă, că mult sigur acolo s-a ce dat anunțul. Cu siguranță. Dar e o realizare, adevărul, că Da. De oameni într-un weekend, mi se pare... Și acum, nu știu, poate ce am eu pe Facebook... Știu eu, sunt mai ușor de impresionat și au venit cu aprecieri la adresa organizării de la ștrand și aspectului și așa mai departe. N-am văzut cârcotași, dar în mod sigur că au fost și probleme, dar 2431 de... Eu zic să vedem știrea, să-l vedem pe primar că se laudă puțin și pe urmă să ne întoarcem și să-l și comentăm, da? Da. Sfârșitul de săptămână a adus un nou record de clienți în ștrandul municipal. Dacă în general numărul utilizatorilor este de câteva sute în timpul săptămânii, duminică mii de oameni merg să se răcorească în ștrand. Numai duminica trecută peste 2400 de romașcani și nu numai au fost în ștrand. Duminică am avut 2431 de intrări până la ora 16:30 când a venit furtuna. Deci 2431 de intrări. Ieri la ștrand, toată săptămâna trecută, am avut 8.331 de intrări în ștrand. Încasările pe săptămâna trecută din ștrand au depășit 80.600 de lei. La acestea se adaugă și biletele pentru închirierea foișoarelor pentru grătar. Odată cu ieftinirea taxei de utilizare, numărul amatorilor de grătar în aer liber a crescut. Iar tot ceea ce am încasat de la începutul activității în acest complex se ridică la circa 2,6 miliarde de lei vechi încasări care s-au făcut în complex. Îmbucurător este că după propunerea pe care am avut-o în Consiliul Local cu reducerea taxelor pe foișoare, a crescut și numărul acestora care sunt utilizate. Autoritățile spun că la mijlocul lunii august vor avea un raport corect între cheltuielile legate de întreținerea complexului de agrement Moldova și încasările făcute pentru accesul la bazine și foișoare. La 15 august vom ști. La 15 august vom avea și cheltuieli și voi fi în măsură să vă dau raportul dintre cheltuieli și... Da. Întreținerea și asta, pentru că salarizarea intră în fondul mare de salarii a primăriei, angajații sunt pe primărie. Autoritățile locale spun că în timp complexul de agrement Moldova ar putea deveni de sine stătător, dar nu ca societate comercială, ci ca o direcție independentă financiar. Eu am în cap ca această direcție, după ce se va consolida, să o externalizez. Dar să o externalizez în sensul în care ea să rămână legată de primărie și a primăriei, ca să înțelegeți un model, cum e direcția piețelor. Adică e persoană juridică, cu buget propriu, este sprijinită de primărie prin contribuții pentru investiții cu sume, fiind a noastră, dar are persoană juridică, este persoană juridică, înțelegeți? Adică nu e societate comercială. Poate deci, folosi banii... Da, iar ce nu-i ajunge poate primi de la bugetul local. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că înființarea unei noi societăți pe modelul Locato, chiar subordonată municipiului Roman, ar însemna costuri mult crescute și pericolul falimentului ar fi ridicat, mai ales că acest complex de agrement funcționează doar pe timpul anotimpului cald. Că dacă am face o societate comercială, ar trebui în mod automat să plătească taxe și impozite la primărie pe terenurile și spațiile de acolo, ceea ce însemna că în primele 6 luni ar fi falimentară. Deci trebuie găsit modelul de funcționare care să asigure o cât mai bună funcționalitate. Ca societate comercială, probabil prețul ar trebui să fie undeva de acces acolo cam de 100 de lei de persoană.
Vă dați seama că nu putem ajunge la așa ceva și noi vrem să păstrăm aceste prețuri, pe care să știți că foarte multă lume le apreciază ca de bun simț față de ce investiții s-au făcut acolo. Accesul la bazinele din Ștrand se face contra sumei de 7 lei fără șeslong și 15 lei cu șeslong în zilele de luni până joi, iar în weekend costul biletului fără șeslong este de 10 lei și de 20 de lei pentru cel cu șeslong. De asemenea, foișoarele se pot închiria cu 20 de lei, respectiv 30 de lei pentru cele care au peste 12 locuri. Accesul la utilități este gratuit. 2431 de persoane au fost duminică 26 iulie la Ștrand. Bine, adevărat, și zilele astea caniculare au împins oamenii spre singură. Normal, că și consumul de bere crește datorită căldurii. Vreau să spun o chestiuță, în paralel legată de povestea de cu Ștrandul. Am fost în parc zilele trecute și vorbeam cu niște oameni de acolo. De când eram eu mic copil, n-am mai văzut parcul. Dacă să ajung, înțelegi unde vreau să ajung. N-am mai văzut parcul atât de plin de oameni, o grămadă de oameni cu copii foarte mici. E un semn bun, un semn laudativ al actualei administrații locale, fără să vreau să fiu pimpurist sau să nu știu. Arată clar că oamenii aveau nevoie de așa ceva, de un parc bine pus la punct, de o zonă de Ștrand bine pusă la punct, de o noutate acum. Nu. Hai să luăm așa, cu parcul. Hai să începem, nu? Parcul este început pe vremea lui... Pazvante. Nu, al lui Cărbușor. Dar și înainte de deci Cărbușor exista parcul. Nu, exista. Eu mă refer la modernizarea lui. S-a transformat, zic eu... Atunci și când s-a făcut inaugurarea în 2008, după alegeri, când era primar Leoreanu, primarul Leoreanu l-a invitat și pe fostul primar Cărpușor, pentru că era meritul lui. Începuse proiectul și se desfășurase marea majoritate a lucrărilor, dacă n-a fost orientat să termine... Tăierea copacilor tot în perioadă. Da, a fost o problemă cu tăierea copacilor, deci au fost biologi chemați, au fost discuții, am avut o discuție cu primarul Cărpușor prin telefon în cadrul unei emisiuni, deci el era invitat în direct ca telespectator și am pus întrebarea și mi-a și răspuns la ceea ce înseamnă tăierea unor copaci și la teama mea de a transforma parcul locul de acolo din parc în grădină. Deci, una e grădină publică, e cu copaci crescuți și aranjați de om, iar parcul înseamnă ceva ce se apropie mai mult de sălbăticie, de pădure. Corect. Și acum s-a reușit, n-aș spune că locul din Roma de acolo nu mai este parc, este tot parc, nu este grădină. Corect. Deci, și duminică am fost în parc de dimineață, de la ora 10 fără un sfert, am stat la umbră și am observat, deci, multă lume, deci, la ora aceea a zilei de duminică, în trecere. Unii mergeau la biserică, la slujbă, alții veneau de la biserică, la slujbă, alții poate erau în trecere spre Ștrand, dar destul de multă lume și cred că a fost și spre seară. Mai fusesem în timpul săptămânii sau cu o săptămână înainte și seara și era, lumea era agitație în parc. Deci vorbim strict despre parc, este un loc de care are nevoie orice oraș. Deci chestia aia de plămând verde, dar răcoare. Parcul Municipal Roman, deși unul dintre cele mai mari din estul Europei, nu pune în continuare Municipiul Roman în zona municipiilor verzi europene. Nu ajunge. Nu e suficient. Ar mai trebui făcut un parc? Ar trebui plantat ce bun. Spațiul ăsta din Ștrand, zona de picnic, în care, într-adevăr, pe vremuri era acolo un hățiș, era o jungă. Sunt mai multe vremuri. Vorbe. Deci, în 85, când am fost prima dată în Ștrandul din Roman, nu era chiar hățiș, încă mai făcea lumea plajă pe acolo și povesteau că a fost un trenuleț, că a fost nu știu ce. După care a urmat 90 cu o cădere rapidă a Ștrandului și a zonei respective. Da. Deci, prima dată în 90 s-au tăiat copacii de acolo. Deci, nu tăiați de autorități, tăiați de oamenii obișnuiți, de hoți.
Natura a reușit să-și revină, a cucerit și a recucerit teritoriul și acum a urmat iarăși o curățenie, o toaletare masivă și puternică, era necesară. Durează puțin până ce copacii din zona picnic vor face umbră. Așteptăm, asta e, n-avem ce să facem, s-au pierdut mulți ani. Se vede totuși că rumașcanii au fost încântați de ideea ștrandului ăsta. Da, aveam nevoie, plecau la Bacău, plecau la Piatra Neamț. Mai este undeva un ștrand amenajat undeva în drum spre Bacău. Pe da. La Hârlești, Filipești, în zona aia, undeva pe stânga. Sunt piscinele private, Bun, piscinele private, mai puține, dar și acolo. Da. Bun, ok, eu am înțeles. 2431 de romașcani, încasări de 2,6 miliarde de lei vechi, de la 20 iunie până la 26 iulie. Deci, e clar că romașcanii simțeau nevoia de aer liber și de... Există aer liber, peste tot, evident, dar de distracție în aer liber. Simțeau nevoie de apă. De apă. Pentru că vara stai și noți, nu? Da. E un sport sănătos care dezvoltă armonios organismul, îți pune în mișcare mușchii, te relaxează și nu te poți duce cu prietenii. Trecute, dar de ce a așteptat Leoreanu până în 2015 să să facă povestea asta cu ștrandul? De ce nu s-a făcut mai devreme? S-au dat, au apărut diversi investitori, au venit, au intrat în faliment, au dat kicks, s-a luat de la capăt alt investitor. Deci semn că s-a încercat ceva și până acum... Dar de ce ne-a făcut primăria chestia asta până acum? Nu, bani. Unii. Bun, eu am înțeles ideea, mi-e greu. Bun. N-au fost fonduri, n-au fost pe lista de priorități. Dar de ce s-a așteptat până la anul? Sunt alegeri. De ce neapărat anul ăsta? Da, dacă era la anul, nu era și mai și... Evident că ar fi ieșit discuții. Și dacă era anul trecut, nu erau alegerile prezidențiale și parlamentare? Ar fi ieșit oricum. Da. Urmăresc și acest scop, în mod sigur, aleșii. Vorbeam mai înainte de parc, parcul care s-a inaugurat după căderea lui Cărpușor. Și era un proiect 100% din legislatura lui. Ne întoarcem la parc, vorbim de... S-a înjumătățit... Nu la parc. La ștrand. La ștrand. La foișoare, prețul. La foișoare, dar s-a tariful. Înjumătățit. Bine, lăsăm la o parte mica eroare de pe newsroman.ro. Mie îmi place să-i atrag la atenția. De la 40 de lei la 40 de lei. Da. S-a înjumătățit. Da, dar probabil că undeva aici e o greșeală de... S-a grăbit. S-au înjumătățit tarifele pentru foișoare, unii s-au lăudat pe internet că dacă nu ziceam noi chestia asta rămâneau la prețurile vechi. Nu e vorba ce zice lumea, e vorba ce zice piața. Deci omul piața care scoate bani, și dacă oamenii n-au scos bani din buzunar, deci au fost oameni acolo și au fost mulțumiți. Și prețul luat așa nu mi se părea exagerat. Acolo într-o dată în emisiune și ai spus, măi, dacă e 60 de lei, vin 6 oameni, 7 oameni, 10 oameni, că nu te duci singur la picnic, nu se duce niciun mititel singur. Da, nu ieșea, per cap de gratagiu, ieșea bine. Dacă piața a sancționat treaba asta și a scăzut prețul, este foarte bine. Și e foarte bine că nu au rămas ancorați în prețul vechi, domnule. Da. Ce-o fi, o fi. E clar că se acoperă cu prețurile de dincolo. Se acoperă cu finanțele care vin în partea cealaltă, la ștrand. Da, deci per total o să se acopere. Dacă vremea este bună, mai avem încă o lună de vară 100%. După aia vine august. Vine toamna. Super mișto este că în perioada următoare, zic eu, sfârșitul august-septembrie până la sfârșitul septembrie, vor acoperi încasările în sens invers. De la foișoare. Adică merge oamenii mai mult la grătar decât la bazin. Da. Cine mai face baie în septembrie? Chestia e că la foișoare e limitat. Suma maximă de câștigat e limitată. Deci, pe când aici au crescut, când s-a ajuns la 1900 de clienți plătitori la ștrand, a fost wow! S-a ajuns cu 500 de romașcani în plus, 500 de clienți plătitori în plus. Deci foarte, foarte mulți bani, încasându-se într-o săptămână 80.000 de lei, 800 de milioane de lei vechi. Vine întrebarea logică. Pe perioada în care nu va fi sezon, extra sezon, banii alocați pentru întreținerea bazinelor și a zonei de picnic,
vin din încasările astea. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Deci ar trebui ca tot calculul să fie făcut într-așa fel încât să poată fi prevăzute cheltuielile de întreținere. Contractul de muncă, contractele de muncă pentru cei angajați acolo sunt pe durată determinată. Da. Deci nu, clar, că n-ai să ai salvamarul angajat și... Iar n-ar fi absurd să ai un salvamar. Dar poți să faci, să ai un primul punct de prim ajutor pentru, să spunem, patinoara pe care îl faci pe tâmpuiele. Acolo? De ce nu? Eu nu știu, nu. Nu cred că se poate face din mai multe condiții. În primul rând, accesul în bazin la gheață, ca nu mai pui atâta apă, da? Pui puțin. Și ca să cobori cu patinele pe scările alea, să mergi cu patinele pe acolo, distrugi. Nu, n-aș fi de acord cu ideea asta. Except în bazinul ăla mic. Bazinul ăla mic. Da. Trebuie să-i dai o utilitate și iarna, nu să stai cu... Ștrandul e pentru vară. Nu-i ștrand acoperit, nu-i ștrand cu apă termală. Asta e... Simplu fapt că se închiriază măcar 9 foișoare sau 11 foișoare, din câte sunt acum? 25 parcă. Uite, nu știu câte sunt, crește. Oamenii încep să se obișnuiască, rămașcanii încep să se obișnuiască cu sistemul ăsta organizat de a face grătare, pentru că, hai să fim serioși, anii din urmă se făcea în apoda și riscurile erau masive, atât de incendii cât și de toxii, infecții, sufletul, că nu poți să mănânci în mijlocul naturii la rădăcina unui copac. Ba da, poți să mănânci, dar nu e ok. Se poate amenaja și bine că s-a amenajat. Eu am folosit odată un loc de acesta amenajat, nu acesta, deci în urmă cu câțiva ani, și o să folosesc în mod sigur foișorul dacă nu plec la mine la țară. Dar este o chestie extraordinară să petreci ziua de naștere, să un eveniment din familie, cu prietenii acolo. Acum aștept următoarea investiție, care sper din tot sufletul să fie ceva cu cinematograful ăla. Să se întâmple ceva cu cinematograful ăla. Se vorbea la un moment dat pe internet ce o să se întâmple. Evident o să fie, am înțeles, un punct turistico, științifico, expozițional, ceva de genul. Vorbesc de Unirea. Mai da, nu, eram atent, vorbește de Unirea, trebuie făcut o schimbare maximă, deci sălile de cinema sunt mai mici. Mai lipsește. Da. Lipsește un punct cinematografic. Un mall. Care să aibă și un... A fost un mall și a dat kids. El a fost mall. E un mall, se chemă el, nu-i bine. Da. Trecem la următorul subiect, ne întindem prea mult. Opa! Uite o chestie aici de precizat. Ia. Față de momentul inaugurării, când accesul la bazin era permis fără a ieși în exterior, acum se permite acest lucru, da, fără a mai fi nevoie să plătești încă o dată intrarea. Da, ți se dă o brățară și te întorci. Da, corect. Am avut discuția cu o săptămână cu un prieten acolo și vroia să meargă să servească masa în altă parte, nu la localul de acolo. Era logic, da, să fie, n-ai cum să stai lipit de șezlongul, atât să mai ieși, mai te duci. Nu neapărat, că ar fi toate asigurate. De exemplu, când te duci la Aquapark în Mamaia, în Constanța, da, deci acolo nu te lasă să intri nici măcar cu un biscuit. Da, nici măcar cu o sticlă, nici cu o sticlă de apă. Tot absolut. Și înăuntru ai prețuri de prețuri de și... Îți taie și pofta de mâncare. Da. Așa. Ei, la noi se încerca treaba asta. Adică cu apă aveai voie, cu pachet aveai voie. Dacă permite și treaba asta, poți să mai câștige. Și cei din jur... Unde poți să mănânci în ștrană? În două locuri. Nu sunt trei acum? Sunt trei mai nou? Păi avem corabia din interior, avem un cort. Cortul și fostul restaurant. Și fostul, ăsta trei. Un lucru bun, de reținut. Rângi la artera Roman 3, ca să ne întoarcem în altă parte a Romanului, încă nu mai avem puțin de vorbit. După o pauză de aproape un an, reîncep lucrările la artera Roman Est. Pentru cei care nu știu, este cea care face legătura între podul de la Gădinți cu drumul județean spre Luțca și iese în E85 la zona de Deman, unde
se face, nu se face, giratoriul ăla, până la urmă, sunt discuții, certuri, unii sunt cântați, alții spun că, bă, frate, e prostie imensă, că n-ai ce face cu un girator acolo, în fine, oameni care au experiență în șoferie, care n-au experiență în șoferie. Da. Ideea este că se reiau lucrările, reîncep, e o idee, trebuie făcute, în Mare Roma nu arată relativ ok din punct de vedere al străzilor în momentul ăsta. Da, da, în momentul, mașina, deci azi 31 iulie, arată bine. Rămâneți să vedem cât durează. 80% din străzi arată bine, da. Iar cele care nu arată bine, o parte sunt în lucrări. Da. Deci trebuie precizat și acest aspect. Da, deci, am avut inclusiv știrea, am spus gata cu lucrările, s-au terminat. De unde? Că, sunt de făcut lucrări. Se săpau ieri șanțuri în dreptul seminarului teologic ortodox. Poate să se pregătesc de apărare. Da, m-am gândit și la treaba Hai asta. Hai să vedem știrea și pe urmă să și comentăm. După pauză de aproape un an, lucrările la artera Roman-Est, ce face legătura între podul de la Gâdinți, drumul ștețean spre Luțca și SN-85 în zona Dedeman, au fost reluate. Chiar dacă banii pentru finanțarea lucrării în totalitate nu sunt în visteria locală, autoritățile speră ca mare parte din investiție să fie finalizată în această toamnă. Mai este de executat porțiunea din drumul ștețean ce duce spre Luțca și până la ieșirea pe Alea Plopilor în E85. S-a început lucrarea din nou pe Roman Est. Deja circa aproape de un kilometru lungime este deja asfaltat. Vinerea a avut loc inspecția de la Inspectoratul de Stat în Construcții și a fost dată fază pentru continuarea lucrărilor. Ceea ce e un lucru foarte bun. Autoritățile speră să găsească înțelegere la constructor și acesta să realizeze lucrările în avans. Sperăm ca constructorul să meargă cu lucrările în avans față de sumele care vor veni. Din discuțiile noastre, va încerca să facă o cantitate mai mare de lucrări decât cea care ar fi direct corespunzătoare sumelor de bani veniți de la bugetul național. Conducerea primăriei Roman spune că lucrările se vor face etapizat, dar sunt șanse mari ca în primăvara viitoare ocolitoarea să poată fi circulabilă. Ea este structurată la nivelul fundației, cum ar fi drumurile de la țară, de exemplu, da? Ea acum se vine cu asfaltul, se înaintează cât se poate. Dacă vor mai veni bani, de exemplu, în toamnă, ar putea să facă un efort constructorul să o finalizeze anul ăsta. Dar încă nu spun, pentru că nu știu dacă se poate finaliza, eu mi-aș dori foarte mult. Dar și la anul primăvară, dacă o terminăm, tot bun ar fi. Artera Roman-Est este cu atât mai importantă cu cât ea va deservi și stația de transfer deșeuri de lângă Cersanit. Ocolitoarea ar urma să preia traficul greu ce vine dinspre județul Vaslui și să facă legătura cu E85 pe Alea Plopilor, acolo unde autoritățile intenționează să amenajeze și un sens giratoriu pentru fluidizarea traficului. Bun, ați auzit, ați văzut ce ai de văzut. Unde se lucrează, de ce se lucrează, cât costă, astea poate ne interesează mai puțin pe noi doi, că plus că nu știm cât costă. Oricum, finanțarea lucrării nu vine în totalitate din visteria locală, apare chiar în știre. Se speră să fie finalizată cea mai mare parte în această toamnă. Se întinde mult? Nu știu că se întinde, este important să se finalizeze. Să se finalizeze. Acum, chestia asta că ea va deservi și stația de transfer deșeuri de lângă Cersanit. Da. Vor fi aduse deșeurile acolo pentru că de plecat vor pleca pe varianta cealaltă, pe ocolitoarea, da, sud. Da, care iese la podul de la Horia. Să meargă spre Girov. Să meargă spre Girov. Nu, da, eu am o obsesie, știi, cu deșeurile, cu groapa, da, de gunoi. Nu cu... am nicio știre astăzi legată de groapa, da, de gunoi. Deși văzusem ceva zilele astea că s-a dat drumul, nu? La Girov. S-a dat drumul la Girov? Funcționează stația de sortare de la Cersanit? Nu funcționează. Bun, și atunci cum ducem gunoi acolo nesortat? La grămadă. Îl sortează ei acolo. Și se bazează pe bunul simț. Și când începe operațiunea de acoperire a platformei provizorii? Nu, o secundă, sunt pe primar. Nu mai sună acum, lasă. Mă întreb, bine, da, nu știu, ar trebui să aibă, da, o logică, nu? Da, n-am fost la conferința de presă de luni și n-am avut cum să aflu un răspuns. Dacă nu urmărești nici măcar postul ăsta, trebuie să te uiți pe Roman 24, că noi dăm conferințele live.
Știu, n-am avut, că mă duc la conferințe, nu mai trebuie mai mult live de atâta. Da, deci e o chestie importantă. Am folosit bucata care este de la Luțca și care iese pe Bogdan Dragoș, da, spre Gâdinți, aproape de pod. E ok, se poate face, se poate lucra, e nevoie, trebuie să o termine cât mai repede. Acum, nu știu, nefiind bani în visteria locală, depind de finanțări de la buget, nu știu. Din visteria locală, că vin de la Ștran, vin de la Bâlci. Nu. Dar stai așa puțin, că la Bâlci... 1,5 miliarde. Ei acolo trebuie să... O să ajungă bani și la primărie, dar să amortizează lucrările și banii din amortizare pot să ducă în partea asta. În fine, nu știu cum se... No, ideea clară este că încă n-am auzit să spună, domnule, n-am făcut calculele corect și, adică, am încredere oricum în capacitatea ăstora care gândesc că banii vor fi împărțiți bine încât toate lucrările să fie duse la bun sfârșit. Nu, chestia e să fie banii. Și să fie că bani, după aia se împart pentru tot. E nevoie și de, trebuie... De giratorul de la Dedeman? Aducem vorba? Trebuie. Deci acolo s-a opus primăria Cordun. Da. Din... supărare din... Mare motive. Dar știu șoferi în român care spun că nu e atât de important și că sunt locuri în român unde ar trebui într-adevăr mai bine, gen în fața gării, la intersecția ar trebui un generator. În fața gării? Da. E semaforizat și e ok. Acolo, toate autobuzele care intră spre autogară și într-adevăr traficul se desfășoară greu, chiar și cu semafor. De ce? Când ai un autobuz de 15 metri, 30 de metri de cât are el lungime, e... presupun greu să faci stânga și în poate stânga ca să intri în autogară când ai putea să folosești un giratoriu și... Nu. Eu circul pe acolo, nu am... Și circul în ore de vârf. Da, circul cu mașina, atâta. Eu circul în ore de vârf. Nu s-au creat blocaje, deci atâta vreme cât semafoarele merg, este ok. Ok. Deci Și cu atât mai mult dispare necesitatea unui sens giratoriu, pentru că camioanele care veneau pe Mihai Viteazu de pe ocolitoarea Est o să vină de la Cersanit și au nevoie de giratoriu la Dedeman. Da, dar dacă nu... Deci până acum, camioanele care vin de la Vaslui, da, vin pe ocolitoarea Est, da, și iesă pe Mihai Viteazu, da, și ajung la gară. Corect. Ei, ele nu vor mai ajunge la gara aici. Am înțeles. Vor ajunge în partea asta. Acolo trebuie și aici se fluidizează traficul. Nici camioanele nu vor avea de făcut care vor ajunge acolo în intersecție să mai meargă pe Mihai Viteazu, nici să vină de pe Mihai Viteazu. Decât și oamenii care plecați din țară de ceva vreme în fața la gară, în fața gării, gară, drumul spre cimitir, spre cartierul Muncitoresc. Care și așa e toate vibrațiile astea, tot traficul ăla greu, tot ar trebui dus... Nu, stai ca să lămurim. Marea problemă a traficului de genul ăsta este că oamenii se plâng că le vibrează casele. Da. Corect? Da. Tot traficul ăsta de care spui tu că vine de la Vaslui, care, hai să fim serioși, nu e așa de mult. E trafic, vine de la Vaslui, serios? E ceva. De unde-i scos-o și pe asta? Este ceva trafic. Nu se compară cu E85, care da, e super aglomerat, dar vin în trafic. Și ei, în momentul ăsta, ies în fața gării. Vin pe da, strada care trece prin fața cimitirului. Da, Mihai Viteazu. Da, normal ar fi ca tot traficul ăsta să nu mai treacă pe acolo. Da. Să traduc ce ai spus tu mai devreme. Dar da, una, pentru că blocurile din zonă sunt blocuri vechi. Vai de capul lor. Sunt lucrate cum sunt lucrate și... Am oameni care m-au spus că ele vibrează casa. Nu este șoseaua pentru... Și nu e șoseaua făcută pentru așa. Deci ideal ar fi într-adevăr să se termine lucrarea asta și ei să treacă prin... Pe plopilor, la Cersanit. La Cersanit. Traducerea la... Am tradus. Da. Rămânem în spațiul ăsta al mașinilor și al oamenilor din spatele volanului. Ați văzut probabil și la televiziunea la noi și la televiziunile celelalte locale și la cele centrale un... aș putea să-i zic șofer, care a reușit minunata performanță de a pluti aproape 100 de metri cu un BMW.
Nu e Traian Vuia, nu e Henri Coandă, nu e Aurel Vlaicu. Este un tip cu un BMW care s-a gândit el să bea și să vadă dacă poate zbura. E, a reușit parțial. Da? Și a intrat cu mașina în casa unor oameni. Duminică seară, un bărbat de 30 de ani aflat băut la volanul unei mașini a ajuns cu autoturismul în curtea unei locuințe. Șoferul consumase alcool, iar polițiștii mai spun că acesta avea permisul de conducere anulat. O familie din Barticești, Botești, a trecut prin clipe de coșmar când s-a trezit cu un autoturism pierdut de sub control în curtea casei. Accidentul s-a petrecut duminică seară, iar martorii spun că șoferul mașinii cu număr de Iaș avea viteză foarte mare, sărind efectiv peste lanul de sorică dintr-o curte alăturată și oprindu-se în peretele unei case pe care l-a avariat. Cristina Chelaru, femeia în curtea căreia s-a oprit mașina, spune că în urmă cu câteva minute de producerea accidentului, întreaga familie se afla afară, exact pe traiectoria mașinii. A venit deasupra lanului Disoreancă, a zburat de pe șosea efectiv, în mijlocul lanului Disoreancă, a aterizat în pământ și a venit prin curtea vecinului, prin grădină pe la noi, prin gard pe aici, o îndoit două țări. A stricat geamul, ușa, peretele-i crăpat, a ricoșat în roata asta de aici și s-a dat înapoi. După roată, nu pot să trag atât, dar se vede peretele-i crăpat tare și jos după roată. Accidentul a avut loc în jurul orei 19:15. Polițiștii spun că un bărbat de 30 de ani din Miroslovești, Iași, conducea un autoturism pe E85, având direcția de deplasare Roman Suceava. Acesta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat în curtea unei locuințe. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost pozitiv, fapt pentru care acesta a fost condus la Spitalul Municipal Roman pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul avea permisul de conducere anulat. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat și sub influența alcoolului și distrugere din culpă. Da, deci ai intrat, deci 100 de metri. Da. Deci a parcurs 100 de metri și s-a izbit în perete. Deci da. A traversat curtea... Ar fi mers niște metri. Deci ce viteză avea băiatul? Deci a trecut peste lanul de sorică. Da. Da. Nu e nicio accidente se întâmplă. E 85 este genul de... Da, da. Omul era băut, avea permisul de conducere anulat. Da. Deci normal ar trebui să stea puțin la răcoare. Ceea ce probabil la protecție de arșiță și să nu mai pună... Ceea ce probabil da. Să se și întâmple. Nu despre asta este vorba. Nu vorbim de ceva pe ce șoferul ăsta. Întrebarea mea este aceeași ca de fiecare dată când vorbim de accidente pe 85 în interiorul localităților. Nu este normal ca o europeană sau un drum expres sau o autostradă să traverseze localități. Nu este normal prin construcția lor. Da, au fost gândite prost, nostru, da. Pentru că așa s-a făcut treaba. Cum poți face să delimitezi cumva șoseaua de restul localității? Nu trebuie să-i pui niște cevauri pe laterale? Poți să construiești niște ziduri din beton armat. Facem o chestie dănuț. Măi, dănuț. Să vorbim, nu-i pui niște, cum se cheamă de alea care să absorbă șocurile? Pe laterale. Parapet de aia. Parapet. Nu ar fi normal să ai o parapet. Adică niciun primar al localităților astea n-a gândit. Bă, frate, ne-au intrat 100 de mașini în case până acum. Ne-au călcat moșnicii care stăteau pe bănci în fața porții. Nu ar fi momentul să punem niște parapeți? Luat așa statistic, trebuie să vedem exact ce ne arată raportul astea. Pentru că șoseaua morții. Da, da, șoseaua morții de la Siret până la Giurgiu. Da. E 85. Și acum chestia e că anul trecut a intrat o mașină în Traian, anul ăsta în Barticești, da. În alt an în Tețcani. Deci nu intră în același... Ar trebui ca toate să... Un număr maxim de morți? Cred că da. Ar trebui ca toate să intre în aceeași localitate. Da, deci ăștia, guvernanții ăștia deștepți care dau niște legi de te plictisești și fugi în lume de proaste ce, ar putea să gândească unul dintre ei. Bă, frate, știi ce? Eu cred că ar trebui să punem parapeți. Să protejăm restul populației de proști ăștia. Da. Adică
Păi, s-au întâmplat o grămadă, să știe că pe drumul ăsta se întâmplă accidente. Nu, s-a mai întâmplat, de exemplu, astăzi, chiar astăzi am văzut dimineața la știri, undeva în Constanța s-a întâmplat la ora 5 dimineața accident, deci oprise microbuzul care venea de la aeroport și ducea oamenii spre casă, au coborât să-și ia bagajele și a intrat unul în 7 oameni. Ce naiba să mai faci acolo? La fel era băut. Deci, nu cred că asta e soluția. Ar fi o cheltuială aproape inutilă. La ăsta care a mers 100 de kilometri, da. De 100 de kilometri, 100 de metri, de pe șosea, da. Sărim prin lanul de sorică și ajungând să distrugă și casa, îți dai seama că un parapet de ăsta nu-l afectează foarte tare. Deci el efectiv ar zbura peste parapet. Deci nu-i suficient, radare mai multe și... Ca să avem ce înjura, nimănui nu-i plac radarele. Plus că radarul, hai să fim serios, a pierdut de mult în semnătatea. Radarul nu mai este măsura preventivă care trebuia să fie. Radarul este strict punitiv. În momentul ăsta te oprești și ți-ai amendă. Nu încetinești, n-ai învățat nimic, nu respecti viteza legală. Tu n-ai învățat? Nu, vorbim serios. Dacă am plătit o amendă, după aia 10 ani merg încet. Zic eu sigur că șoferul vine, este oprit, plătește amenda și pleacă mai departe cu exact aceeași viteză. Pentru că radarul a devenit o măsură strict punitivă, nu și preventivă. Radarul ar trebui semnalizat să fie vizibil ca șoferul prost să știe că este un radar și că o să-și ia amendă dacă nu încetinește. Da, camere fixe. Deci trebuie să fie vizibil radarul, nu să stea ascuns. Camere fixe, da. E ca la controlele ANAF. Nu au venit să combată evaziunea, au venit să dea amenzi. Da. E aceeași poveste. Hai la următoarea știre. Următoarea știre, vorbim de niște bani care vor merge la buget prin... Care merg la... banii ăștia merg la parcarea etajată de la piață. Da. Aici ajungem. Peste 1,1 miliarde de lei vechi este suma estimată de către autoritățile locale a se încasa în acest an de la comercianții care au venit la bâlciul anual. Suma estimată, hai să rămânem, e una, suma care va fi încasată, cu siguranță, va fi alta. Da? N-au cum să iasă 1,1 miliarde de lei. Că una e socoteala de acasă și alta e socoteala din timp. Da. Ideea este că a început bâlciul, s-a deschis bâlciul cu focuri de armă, a tras primarul la țintă și a înțeles că a câștigat un ciupa-ciups. O acadică, nu? Cacadică. Da? Da. Hai să vedem toată știrea și să vedem exact ce am vorbit despre ea. Peste 1 miliard de lei vechi este suma estimată de autoritățile locale de a se încasa în acest an de la comercianții care au venit la bâlciul anual. Licitațiile pentru închirierea spațiilor de alimentație publică sau comercializare de produse nealimentare s-au încheiat. Vă informez că sâmbătă a avut loc a doua etapă pentru licitația de la bâlci. Total încasări pe chirii până în prezent, peste 1 miliard de lei vechi. Adică mai precis până acum 1.440 lei. Ar mai fi 10 locuri libere la haine și 4 locuri libere la terase. Autoritățile estimează că în acest an se încaseze mai mulți bani decât la bâlciul de anul trecut. Banii încasați de la comercianți vor intra în bugetul direcției piețelor și vor fi utilizați pentru continuarea lucrărilor la parcarea etajată de la piața centrală. Din informațiile noastre, locurile la haine vor fi ocupate, cele 10, vom vedea ce se va întâmpla la terase. Estimăm la sfârșitul distribuirii și acestor locuri că ne vom putea baza pe suma de circa 110.000 lei. Anul trecut am avut 107.000 lei încasări. Pentru distracția la utilaje, cei care vor merge la bâlci vor trebui să scoată din buzunar între 5 și 8 lei. Ultima zi a bâlciului va fi ca în fiecare an, 6 august, zi în care creștinii ortodoxi sărbătoresc schimbarea la fața a Mântuitorului. Este 1 miliard de lei, o grămadă de bani. Nu, e mult. În fiecare an a fost suma asta de 1 miliard de lei vechi. Păi cât a încasat anul trecut? 100 de mii. Așa știu că a fost suma vehiculată în conferințe de presă, deci 1 miliard de lei. Și acum 2 ani și anul acesta tot 1 miliard. Acum se gândesc la 100 de milioane de lei vechi în plus față de anul trecut, față de ceea ce s-a discutat anul trecut. Ar fi bine, nu știu, încă nu erau toate tarabele marți seara când am fost. Deci mai sunt locuri și acum de... Mai sunt locuri pentru închiriat.
au ei calcule estimative făcute. Da, ai apucat să mergi în Bulici, ai fost? Da, da, sunt acolo vecin și am tras o tură, să zic așa, e deci okay. Eu mă feresc de Bulici, zic sincer, mă feresc pentru că nu mi-a plăcut niciodată Bâlciu așa să mă duc. Dacă am mers cu prietenii, strict ori la o terasă, la un mic, ori în vremurile mai de demult, știu eu, să ne dăm în parașute. Cândva emisiunea asta o să aibă un alt titlu. Da, nu așa se cheamă alea, da. Te gândești la altceva. Știu, dar hai să le zicem altfel, că sunt ciudat, am fost cu parașutele, la parașute, am fost la umbreluțe, am fost să ne dăm în Iuj, să ne dăm în lanț. Da, nu mai sunt Iuj, n-am văzut nici anul ăsta, nici anul trecut n-a fost Iuj, deci tot parașutele rămân la putere. Aduc bani și... Unele dintre ele sau și sunt și închise. Dacă nu plătesc taxe. La domiciliu. Da. Pentru banii ăștia vor merge spre bugetul Direcției Piețelor. Da, pentru că ei gestionează, Direcția Piețelor gestionează și Bâlciu și banii sunt utilizați la parcarea etajată, la care se lucrează și nu știu acum cât mai e de lucru, cât bani mai au nevoie. Un schelet. S-a lucrat vara asta puțin. Lucrat, da. A rămas în puterea unui schelet. Presupun că e mult de lucru acolo, că nu mă pricep, dar arată doar un schelet. Nu sunt lămurit cu intrarea, ieșirea din parcarea respectivă. Nici n-am putut să mă... Nu. Mă refer la platforma de intrare, platforma de ieșire. De pe unde, cum e poziționat. E dublă. Nu, dacă înțeleg bine. Intri pe dreapta, ieși pe dreapta. Da, de unde? Dinspre strada din spatele pieții Vlad Țepeș sau ce? Nu ce stradă e aia? E de strada din față, de la... Față, da. De la hală. Da. Nu am văzut bine, așa e poziționată, are intrarea dinspre hală. Da, are un chioșc acolo în față, în fine, nu știu cum... Dar întrebarea logică este, vor folosi romașcanii parcarea supraetajată? Eu înțeleg, ideea e fantastică, dar întreb din... Nu, eu am o nelămurire și chiar referitor la ceea ce ai spus tu, dacă vor folosi sau nu. Aparatele de taxat pentru parcare au fost introduce prima dată sau au fost, cred că prima dată, la piață. Da. I-a durut la bască pe ea de la piață să plătească. Și au fost luate de acolo și au fost luate în centru. Adică la lumea subțire plătește fraierul, acolo nu plăteau. Și totuși era și poliție locală și asta și... Nu, dar stai puțin, dar în piață te duci și îți faci cumpărăturile și îți ia 3 sferturi de oră sau o oră. Da, nu se plătea și, cum să spun, n-au găsit soluția pentru cei care veneau cu marfă, pentru că acolo trebuia un alt tarif, un alt loc de parcare amenajat sau locurile lor să fie rezervate. Și în partea cealaltă, deci, parcările acolo erau pline tot timpul. Deci, acele aparate de luat bani ar fi trebuit să geamă de bani sau să fie cu o sumă fixă garantată zi de zi. Pe când au fost mutate pentru că nu erau rentabile. Acolo era o mafie. Intervine cumva o discriminare acum? E un fel de discriminare. A fost un fel de discriminare, este un fel de discriminare în momentul în care s-a spus că acolo nu rentează asta, în atâta vreme cât parcările respective erau și sunt pline. În continuare, da. Deci, cum spun, nu-și făceau treaba cei care trebuiau să gestioneze situația. Nu vor parca romașcanii în parcarea asta supraetajată, câtă vreme sunt parcări gratuite afară. O să șteargă parcările gratuite, o să facă ceva să forțeze într-un fel. Nu știu, e nevoie de o parcare. Avem și o problemă. Aici e chestia. Să plătească. Da. Deci eu aici spun că atâta vreme cât au fost aparatele de taxat, au fost ceva manevre necurate. Deci era firmă de pază, era poliție locală, administrația piețelor. Și vii și îmi spui că nu renta acolo parcarea? Da, ceva n-a mers.
Ceva n-a fost, adică stai așa o clipă, nu erau sancționați cei care nu plăteau, ce se întâmpla? M-a interesat să văd partea cealaltă, intrarea din spatele pieței, pentru că pe acolo vine populația, vin pedestrii dinspre pietonal, traficul rutier e fantastic de periculos. Eu sunt aglomerată cu o parcare, da, pe... Și m-ar interesa măcar pe 50 de metri într-o parte și cealaltă, la intrare în piață, să nu se poată parca deloc, pentru că nu ai vizibilitate. Oamenii ies, sunt bătrâni, vin cu căruțul de cumpărături și ardei nu se mai uită în stânga-dreapta. Ceea ce e periculos pentru ei. Da. Asta și spun. Da. Acolo trebuie gândit cumva o alveolă, o intrare ca lumea în piața. Sancționați cei care parchează aiurea. Da, am mai văzut. Aici ai treaba. Sancționează pe ăștia care nu-și cumpără bilete aici. Stau. Ai văzut cum se parchează? Sunt aparatele astea taxate aici în jurul casei de cultură? Da, nu e nicio problemă. Sunt parcări cu plată. Și atunci ce faci? Parchezi jumate pe trotuar și te-ai scos. Și se face și există, ai parcat ca un bondit, ai pagina pe care o urmăresc și vă recomand tuturor, da? Ai parcat ca un bou pe Roman și o să vezi cam câtă lume parchează lângă ăsta care trebuie să-ți dea bilet, lângă aparatul ăla și pentru un leu. Pentru că ne apropiem de final, dar s-ar putea să mai avem o secundă, deși vă mai putem vedea știrea, hai să-i urăm împreună, dacă nu ești... La mulți ani! La mulți ani, domnului Saveta Marcoschi, la 100 de ani de viață, un secol de viață, o persoană care a văzut o mulțime de evenimente. Da. O persoană care a văzut cometă, a văzut două eclipse solare, vreo 4 de lună, trecerea într-un secol nou, într-un mileniu nou, căderea comunismului și ridicarea altui tip de dictatură. Venirea comunismului și căderea comunismului. Da. Așa? Da. Deci o persoană care a văzut într-adevăr o mulțime de evenimente și pe care mi-ar plăcea să o am odată aici invitată ca să stăm la... N-am fost, iarăși, luni am lăsit la toate evenimentele organizate de primar, conferințe de presă și ce-a mai fost, inclusiv vizita la doamna Marcoschi. Aș fi, cred că are o poveste de spus. O mulțime de povești de spus. Unde a lucrat, ce a făcut, ce a văzut. De poveste, trebuie să fie fantastic să se asculte. Da. Mi-ar plăcea să am o bunică așa. De 100 de ani. Care și se dă Dumnezeu să o mai țină încă măcar 15. Că e bine să... Da, să istoria pe viu. Aia e. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult, dar îți mulțumesc și ție. Cu plăcere, dragul. Rămâne să ne vedem vinerea viitoare la altă retrospectivă. Până atunci, weekend plăcut, toate bune. Ca de fiecare dată când un cetățean al municipiului Roman împlinește un secol de viață, edilul șef, Laurențiu Leureanu, organizează o mică ceremonie de sărbătorire a persoanei care a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani. Luni 27 iulie, edilul șef al municipiului s-a deplasat la domiciliul Savetei Marcoschi, care a împlinit și ea 100 de ani. Înconjurată de una din fiicele sale, bătrâna încă lucidă, l-a întâmpinat emoționată pe primar. Laurențiu Leureanu i-a înmânat venerabilei doamne o diplomă aniversară de recunoștință. Am adus și tortul. Am adus și noi, avem și noi. Am adus și tortul. Ați adus și tort, domnul primar. Da. Și-o venit și de la televiziune. Luați-o dumneavoastră, vă rog frumos. Să trăiți. Ia să vinem aici, da. Și am adus și o diplomă aniversară, să acordă doamnei Marcoschi Saveta, împlinește împlinirea 100 de ani de viață, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și bucurie alături de cei dragi, din partea Autorității Administrației Publice Locale. Vă mulțumim foarte mult! Uite, ți-o adus o diplomă, domnul primar, uite ce frumos ți-o adus, o diplomă ți-o adus, că ai 100 de ani, uite aici scrie 100 de ani. Da, frumos! Și aici v-am adus un coș cu bunătăți. Vă mulțumim! Asta e chiar o mare surpriză! Da. Uite, un coș mare cu de toate, ți-a adus domnul primar. Ia uite aici! Vă mulțumesc, domnul primar! Și aici șampania! Ca să ne fie și șampania la 100 de ani! Edilul șef i-a urat venerabilei doamne sănătate și o viață liniștită, atât cât i-o mai da Dumnezeu să trăiască pe acest pământ. S-a dus atâtea! 100 de ani!
nu e la îndemâna oricui. Da, așa, de asta am zis și noi să o sărbătorim, că nu, nu se întâmplă des. E singura din familie care a ajuns. Avem stră-stră nepoți are. Stră-stră nepoți la Bacău, dar nu venim astăzi. Da. Noi îi urăm multă sănătate și dumneavoastră vă felicităm că aveți grijă de Iași și sunteți alături, pentru că dânsa, dacă vreți, este așa, spunând o istorie ambulantă. A traversat diverse etape ale istoriei noastre, fiind martor autentic ale lor. Și sigur că din respect, din simpatie, am vrut să fim prezenți, nu oricând, avem această ocazie și pe toți cei care au împlinit un secol de viață, noi aici la Roma ne-am sărbătorit mergând acasă la dânsi și ne bucurăm foarte mult că am reușit și astăzi. Familia a vorbit despre nerăbdarea cu care bătrâna sărbătorită s-a pregătit pentru întâlnirea cu primarul municipiului. Ne-a făcut chiar o bucurie ca bine. Da. Și mămica vă așteptați dimineață, zice, domnul primar. Dă-mi bluza, dă-mi aia. Da. N-avea răbdare, știți? Da, am vrut să venim să o cinstim și noi, să spunem și noi la mulți ani și sănătate și bucurie și dumneavoastră cei din jur să fiți sănătoși, să puteți să aveți grijă, că sunt convins că nu-i simplu. Să fim cu toții sănători. Un preot a fost invitat să oficieze și o scurtă slujbă religioasă la care a asistat emoționată venerabila doamnă. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Saveta Marcoschi a rămas văduvă la 46 de ani, trebuind să-și crească singură cei patru copii. Nu i-a fost ușor, ci dimpotrivă. Pe toți patru însă i-a făcut oameni. Unul a fost tehnician veterinar, unul maestru, unul asistent medical, iar fiica, Angela, a fost șefa librăriei Cezar Petrescu timp de 35 de ani. Acum bătrâna are bucuria de a fi ajuns străbunică.